Bun găsit, dragii mei colegi! Sunteți cu mine din nou la lecția de română cu har și astăzi mă adresez acelor dragi colegi mie care vor susține, poate, al doilea, în al doilea an, în al treilea, în al nouălea an, așa cum am făcut-o și eu, examenul de titularizare, concursul pentru ocupare a posturilor didactice se apropie și vă doresc deja succes din suflet. Vă sfătuiesc și îmi permit să ofer acest sfat, deși nimeni nu mi l-a cerut. Sper să vă ajute să scrieți pe foaia de examen atât cu mintea cât și cu sufletul. Este extrem de important să imprimăm o energie lucrării. Dragilor, materialul pe care urmează să vi-l prezint cuprinde informații referitoare la trăsăturile dramaturgiei blagiene, referindu-mă, desigur, la meșterul Manole, un text pe care l-am recitit cu fiori, cu lacrimi în ochi și cu un sentiment de bucurie, dar și de dor. Opinia critică va fi evidențiată, căci am respectat toate reperele pentru titularizare. Acest material venind în completarea celui referitor la Zamolxe. Tema și viziunea despre lume, o primă trăsătură a dramaturgiei, exact așa cum ni se cere în reperele pentru titularizare, dimensiunea problematică a ideilor forță, filozofice, după cum știm, Blaga nu a fost doar un mare poet și un mare dramaturg, ci și un filozof de seamă, și desigur că ideile filozofice le-a inserat în textele poetice și în cele dramatice. O altă trăsătură a dramaturgiei asupra căreia m-am raportat și anume reconsiderarea estetică a mitului. Căci discutăm desigur despre zidirea Anei, în cazul de față vom vorbi despre zidirea Mirei, pentru că acea mănăstire, pentru că acea construcție realizată sub aripa divinității să fie durabilă. Îmi face o deosebită plăcere să dau citire acestui material pe care l-am lucrat, care are aproximativ 6 pagini de Word, însă materialul integral este destinat doar membrilor canalului, acelor persoane care au înțeles că este indispensabil să investească în educația lor, în evoluție și că nu tot timpul găsim pe internet sau, eu știu, în discuțiile cu diverse persoane, materiale care chiar să fie utile și pe baza cărora chiar să obținem rezultatul dorit. Iată informațiile. Încep cu o mențiune referitoare la Lucian Blaga. Lucian Blaga este poetul, dramaturgul și filozoful care unește toate accentele fondului nostru nelatin în spiritul expresionismului. Am vorbit despre fondul nostru nelatin când am adus în discuție opera dramatică Zamolxe. Nu voi reveni asupra acestor aspecte. Fiind o personalitate culturală impresionantă, vie, autentică, în teatrul său poetic de idei întâlnim trăsături, iată, precum redescoperirea sau reconsiderarea estetică a miturilor, așa vi se cere la examen, punctați trăsăturile așadar, influența folclorului arhaic, asta găsim la Blaga, în dramaturgia blagiană, esențializarea prin trăirea plenară, intensă, dimensiunea problematică a ideilor forță, filozofice, dialoguri enigmatice cu rol simbolic, conflicte bazate pe recuperarea elementelor primordiale, daimonia, nu veți găsi probabil în dicționar acest cuvânt, însă îl veți găsi în trilogiile blagiene, trilogia cunoașterii, trilogia culturii și trilogia valorilor, pe care vi le recomand cu drag. Teme și motive precum jertfa sau sacrificiul, creația, spiritualitatea, să adaug și creația, căci tema aceasta este percepută în opoziție față de dogmatism, dogmatismul, atenție, înțeles în,
în sens religios, chiar pot să menționez, față de dogmatismul în sens religios, căci Blaga avea o altă idee referitoare la dogmatismul spiritual, dacă îmi permiteți această exprimare, precum veți găsi în Zamolse și în Cruciada Copiilor, texte minunate, emblematice, Dorul, Atingerea Absolutului, scrisesem deja Creația, Visul sau Ispita. În drama Meșterul Manole, Blaga accentuează fondul mitic al baladei despre zidirea mănăstirii Argeșului. Ordinea pe care v-am precizat-o anterior, și anume aici când am numerotat aspectele, este aleatorie. Important este să respectați toate aceste repere și să le acordați importanța cuvenită. Asta vă sfătuiesc întotdeauna, să dezvoltați la literatură. După cum au spus și persoanele care au devenit deja membri ai canalului, piatra de temelie este literatura. Și nu am făcut-o intenționat, însă consider că punctul meu forte este maniera în care am abordat la examene și notele au vorbit de la sine, am abordat literatura. Dar acest lucru, să știți că nu a fost făcut de la bun început. În cei 9 ani în care am dat examenul, am constatat că îmi lipseau poate anumite concepții, anumite noțiuni de specialitate, anumite interpretări și îmi lipsea acel suflet. Îmi lipsea sufletul efectiv pe care îl punea, pe care l-aș putut pune pe foaia de examen. Este esențial și pentru mine a fost crucial. Este cel de fapt care mi-a adus postul titularizabil. Opinia critică, revenim la acest aspect, valorificând citatul critic al lui George Călinescu referitor la textul dramatic potrivit căruia mitul estetic, identificând concepția noastră despre creație, care este suferință, este o dramă de idei în atmosferă mitică. Găsim important de precizat faptul că durerea protagonistului provine din împotrivirea unei puteri cosmice care cere sacrificiul uman. Dilema sa reiese din secvența, citesc, din lumină Dumnezeu nu poate să o ceară, fiindcă e jertfă de sânge, din adâncimi puterile necurate nu pot să o ceară, fiindcă jertfa este împotriva lor. Meșterul este imposibil să înțeleagă care este motivul real al surpării zidurilor timp de 7 ani, întrucât nu găsește o explicație coerentă în ceea ce privește solicitantul jertfei. Eventual, fără care este, pentru a nu repeta verbul a fi. La examen, țineți cont, tăiați cu o singură linie, ceea ce greșiți o linie orizontală. Mergem mai departe la tema și viziunea despre lume, după care la o primă trăsătură a dramaturgiei. În ceea ce privește viziunea despre lume, raportată nu doar la structura mentalitară a dramaturgiei, a dramaturgului Blaga, ci și la cea a poetului și a filozofului, se poate afirma că aceasta are ca fundament spiritualizarea teatrului, după cum remarcă Dan C. Mihăilescu, drama blagiană implică întoarcerea la sacralitate, la tot ce este original, mitic, originar, chiar magic. În acord cu această viziune, tema este reprezentată de creație, despre care același critic literar George Călinescu susține că opera lui Satanail, că este opera lui Satana e lucrare materială, informă, câtă vreme nu coboară spiritul, iar divinul se revelă prin miracol. Surparea zidurilor se justifică prin absența sacrificiului, aspect ce va fi remediat prin zidirea mirei. Iată sacrificiul, jertfa, cât de importante sunt pentru a crea ceva durabil. Așadar, investiția pe care o veți face, cu siguranță vă va aduce plus valoare, vă va duce mult mai mult decât banii pe care i-ați plătit pentru a avea ceva de calitate, ceva venit cu o energie pozitivă, ceva de la o persoană care a reușit prin propriile forțe. Eu sunt acea persoană și spun cu toată ființa, sunt persoana care a reușit să se titularizeze prin gândirea, prin schimbarea gândirii la un moment dat, într-o direcție pozitivă, prin spiritualitate. Deci, se scrie atât cu mintea, cât și cu sufletul pe foaia de examen. În caz contrar,
din perspectiva mea, nu există șanse. Tot în legătură cu tema textului este de menționat o altă dimensiune sesizată de critic, și anume cea estetică. Creația are ca punct de plecare tehnica, dar nu devine operă vie fără factorul irațional, fără har. Ceea ce sugerează o altă temă corelată cu prima, mai exact condiția de artist raportată la suferință. Dualitatea lui Manole, spirit superior și om, iese la iveală atât prin semnul egalității pus între biserică și Mira, cât și prin momentul de conștientizare la jertfirea soției. El vrea să distrugă ce a creat pentru a o salva, însă acest lucru devine imposibil, creația dovedind să fi indestructibilă. O primă trăsătură a dramaturgiei, spuneam că este dimensiunea problematică a ideilor forțe sau filozofice. Textul conține 5 acte care au drept esență cel puțin câte o concepție filozofică pregnantă, tipică expresionismului de tip Blagian. Sau tipică expresionismului Blagian. Să nu repetăm cuvântul tip. Tipică tip. Reperele spațiu-temporale unesc realismul cu ambiguitatea, fapt ce amplifică miticul inserat în structura dramatică. Pe Argeș în jos, timp mitic românesc. Primul act găzduiește incipitul în care Manole apare în cămara sa de lucru. Pe masă se află macheta viitoarei biserici, creatorul acesteia fiind profund tulburat. În acest sens, o primă trăsătură despinsă din opera dramatică blagiană este reprezentată de dimensiunea problematică a ideilor forță, mai exact concepția filozofică denumită bogomilism, al cărei creator este chiar Soarețul Bogomil, un călugăr fără Hristos, după cum îl numește Mira. Bogomilismul reprezintă credința potrivit căreia ființa umană este creația diavolului, iar Dumnezeu văzându-l îi dă suflet divin. Pare că bunul Dumnezeu și cântecul Satanael sunt frați. Bogomilul îi spune imperativ lui Manole, nu mai măsura, fapt însoțit de justificarea simplă, numai în iad se socotește. Nimic din ceea ce îi se spune nu îi ia durerea protagonistului, devenind din ce în ce mai dezamăgit și deznădăjduit, ajungând să se întrebe retoric, iată deznădejdea cum apare, poate o deznădejde de tip arghezian, Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit? Sau amintește și de Iisus pe cruce. Genială, e genial textul, e genial Blaga, iubesc. Mi-ar plăcea să cred că dacă voi avea vreodată șansa unei deveniri spirituale, l-aș putea întâlni pe Lucian Blaga. Dragilor, sunt speranța că vă voi întâlni și pe voi, atât pe canal, cât și în grupul destinat membrilor. Vă doresc din suflet numai bine, spor la învățat, încredere, virtute, lumină. Continui doar cu membrii canalului și voi discuta despre o altă trăsătură a dramaturgiei. Este de specificat faptul că acest material va apărea în luna iulie al anului 2023 și va fi disponibil membrilor în cadrul lunii iulie.